A fost ceva ce nu ți-a ieșit? Ți-a dat de furcă una dintre tehnici sau un moment în care Amos s-a pus pe picioarele lui și a zis nu! Da, cu tonul ăsta. Nu! Au fost foarte puține momente de genul ăsta. Dar să știi că, așa cum se spune, pe cât poți, pe atât îți dă Dumnezeu, mie mi l-a dat pe Amos. Amos nu este un calin. Amos nu este un copil care șade unde-l pui. Este foarte provocator. Este extrem de inteligent, dar extrem de inteligent. Este ca argintul viu, foarte energic și s-a mișcat și a pus întrebări în continuu. N-a ținut cu păcălelile altora, că eu n-am încercat vreodată, cu impunerea sau cu forța, nici când era mic, nici să nu încerci să fi încercat cineva, nu funcționa. Și atunci m-a provocat la maxim să scot din tolba mea tot ce am putut să scot, dar cel mai mult vulnerabilitatea. Pentru că cu tot ce știam, au fost momente în care am fost depășită, în care mi-am pierdut răbdarea, în care n-am știut ce să mai fac, în care, da, a ținut-o pe a lui, nu neapărat cu nu vreau, ci băgând bățul prin gard. Știi, genul ăla? Deci, indiferent ce îi spuneam sau îi se oferea sau alternativă, voia altceva și altceva. A făcut treaba asta foarte mult. Și pe mine nu m-a pierdut, pe mulți alții pe parcurs i-a pierdut, dar am avut momentele astea, cum să nu. Din fericire, chiar dacă nu le-am gestionat bine la momentul respectiv, am avut timp, pentru că n-au fost foarte frecvente, să regândesc și vulnerabilitatea mea scoasă la suprafață să se ducă către el cu: prietene, nu e bine. Uite ce am spus, uite ce am făcut, n-a fost ok. Iar treaba asta l-a făcut să aibă încredere în mine, știi? Și adevărul ăsta ne-a strâns relația și mai mult. Adică, pe măsură ce anii au trecut, a devenit din ce în ce mai ușor. Acum, la 13 ani, este absolut grozav cu el.